Bună ziua! Vă mulțumesc că ați venit la întâlnirea noastră, care va avea două părți distincte. Una este legată de ceea ce doresc să comunic prin intermediul noastră către fermieri, către beneficiarii măsurilor de sprijin în următoarea perioadă. Iar cea de-a doua este dedicată Zilei Muntelui, pentru că astăzi este Ziua Muntelui și colegele mele o să vă prezinte proiectul pe care îl avem în derulare și rezultatele parțiale și sigur ceea ce ne dorim în final de la acest proiect legat de viața la munte și agricultura în zona montană. Pentru început, am să mă refer la stadiul elaborării programului național strategic. Am văzut zilele trecute că unii europarlamentari care nu înțeleg cum se elaborează politica agricolă comună, care sunt stadiile, care sunt termenele, au început să spună și am înțeles că au sunat pe unii fermieri că nu știu ce hârtie n-a trimis ministrul la Bruxelles. Fermierii, bineînțeles că știu, pentru că tot acest program național strategic l-am elaborat împreună, începând de anul trecut, în Comitetul de Monitorizare, unde sunt peste 100 de asociații de fermieri din toate domeniile. Am lucrat la analiza nevoilor, analiza DWOT, analize pe care le-am transmis la Bruxelles, analize pe care le-am făcut publice și pe baza cărora, practic, am alcătuit programul de tranziție, pentru că programul național strategic, politica agricolă comună, va începe efectiv din 2023. Sunt 2 ani de tranziție. În acești 2 ani de tranziție, noi, pentru pilonul 2, pentru măsuri de sprijin, în ultima sau în penultima conferință de presă, am transmis măsuri de sprijin în quantum de 3,2 miliarde euro. Măsuri care veneau să acopere exact acele nevoi și acele priorități pe care agricultura românească le are și care din 2023 vor fi continuate. Nu va fi schimbat nimic începând din 2023 față de perioada de tranziție. Mă refer la dezvoltare rurală. Legat de plățile directe, acolo va fi singura modificare semnificativă. Pentru că în această nouă paradigmă a Green Deal-ului și a celor două strategii, biodiversitate și farm to fork, intervin aceste ecoscheme, ecoscheme care condiționează plata aproape 25% din plățile directe din pilonul 1. Așa că acolo încă lucrăm la simularea acestor ecoscheme, pentru că vrem ca aceste ecoscheme să fie accesate de către toți fermierii, ele fiind obligatorii pentru țările membre și voluntare pentru fermieri. Ori dacă aceste ecoscheme nu sunt accesate, atunci există riscul ca banii să se piardă. Sigur, există acea perioadă de învățare care am negociat-o toate țările europene, 2023-2024, în așa fel ca sumele respective din ecoscheme să poată fi direcționate către alte măsuri de sprijin. Dar din 2025, practic, va trebui să absorbim prin aceste ecoscheme toate sumele. Noi lucrăm împreună cu asociațiile reprezentative de fermieri la aceste ecoscheme pentru toate domeniile și pentru toate zonele din țară, pentru că vrem să fie acoperitoare. De asemenea, o să avem în perioada următoare workshop-uri cu alte state, atât la nivel de asociații, cât și la nivel tehnic, între autoritatea de management de la nivelul Ministerului și alte autorități de management de la ministerele din alte țări. Tocmai ca să vedem, să facem un schimb de experiență, cum anume înțeleg fiecare să aplice aceste ecoscheme, fiind ceva nou. Și mai avem un lucru de făcut, să stabilim care este plafonarea și ce facem cu plata redistributivă. Aici avem mai multe simulări, în momentul în care o să avem rezultatele, sigur, împreună cu fermierii o să le analizăm și o să le prezentăm dumneavoastră. Până atunci, am semnat, după întâlnirea de la Ljubljana, o scrisoare comună a Ministrului Agriculturii din grupul de la Visegrad, plus România, Bulgaria și Croația, care este adresată președintelui Comisiei de Agricultură din Parlamentul European, pentru a se adopta cu celeritate
cele trei regulamente. Pentru că noi nu putem finaliza programul național strategic până nu există și actele secundare de punere în aplicare. Ori aceste acte secundare nu pot fi elaborate până nu se adoptă și nu se votează în Parlamentul European regulamentele. Sunt trei regulamente. Regulamentul privind planurile strategice în domeniul politicii agricole comune, regulamentul privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și regulamentul privind organizarea comună a piețelor. Pentru că președinția slovenă și-a propus ca doar la finele lui noiembrie să se finalizeze aceste regulamente, iar termenul agreat la ultima întâlnire sub președinția portugheză a fost ca până la finele anului fiecare stat membru să prezintă PNS-ul, noi considerăm că într-o lună nu este suficient timp. De aceea am dorit ca în Parlamentul European să se adopte cu celeritate aceste trei regulamente cât mai repede. De aceea am făcut acest demers către președintele Comisiei de Agricultură, astfel încât statele membre să aibă timp să elaboreze planurile naționale strategice. Aș încheia spunând că discutăm în perioada 2021-2022 de 2027 de 21,65 miliarde euro, din care 13,6 sunt plăți directe și 7,6 sunt măsuri de sprijin pentru dezvoltare rurală. Un alt subiect este legat de elaborarea hotărârii de guvern privind stabilirea pentru acest an, pentru 2021, a cuantumului pe hectar la plata unică pe suprafață, a plății redistributive, a plății pentru inverzire, dar și a plății pentru tinerii fermieri. În fiecare an se face acest HG, prin care începând din 18 octombrie se fac avansurile la plăți într-un cuantum de 1,7 miliarde euro. Tot în acest HG este specificat și plafonul privind plățile directe pe schema de sprijin cuplat zootehnic la ovine. Aici discutăm de 71,3 milioane euro pentru 4,3 milioane ovine eligibile, iar cuantumul per capita este de 16,55 euro. Beneficiarii acestor forme de sprijin sunt peste 800.000 de fermieri. Plățile vor începe începând din 18 octombrie. Tot astăzi am trimis în circuitul de avizare la celelalte ministere ajutorul HG-ul privind ajutorul de minimis pentru albine. Am promis la începutul anului, am și prins capitol bugetar separat pentru acest HG și acum am elaborat HG-ul privind ajutorul minimis pentru albine pentru a compensa efectele fenomenelor meteo nefavorabile din primăvară. Sunt 2,2 milioane familii albine eligibile care au fost raportate până la 1 martie. Suma este de 53,2 milioane lei, iar cuantumul pe familia de albine este de 23,7 lei. Tot de astăzi începe plata efectivă la ajutor COVID bovine. Și aș vrea să explic aici, pentru că presa de specialitate cunoaște, ajutorul național tranzitoriu, care se dădea pentru, sau raportat la o dată de referință din 2013, făcea ca să facem plăți pentru animale inexistente și la proprietări care nu mai aveau animale din 2013. Anul acesta, acea sumă dedicată ANT-ului, am transformat-o într-o schemă de ajutor COVID, am notificat-o Comisiei, am elaborat o ordonanță de urgență, de aceea a durat mai mult, și banii respectiv vor fi dați sub formă de ajutor COVID pe animale reale și la proprietari care chiar au, la această dată, animalele în ferme. Plafonul este de 225,5 milioane lei. Sunt 93.613 cereri. Vor beneficia de aceste cereri 1,3 milioane capete ovine și 81.000 de tone de lapte. Pentru că se dă și pentru producția de lapte și pentru
producția de carne. Plățile se vor face începând de azi. Legat de programul de legume în spații protejate, aici avem câteva modificări pentru că, pe de o parte, cei 14.271 de beneficiari care s-au înscris până acum pentru plafonul care l-aveam de 150 de milioane de lei, nu vor absorbi toată suma și a rămas o diferență. De asemenea, pentru plantele aromatice, pentru programul dedicat sprijinului cultivatorilor de plante aromatice, din cele 6 milioane lei s-au consumat doar 2,2 milioane lei, ca atare a rămas un disponibil de 3 milioane lei, care o să-l dirijăm către programul de legume în spații protejate. Astfel, cuantumul de 2000 de euro pe 1000 metri pătrați se va majora la 2210 euro. Păstrăm aceiași beneficiari care și-au depus cererile. Ei sunt în verificare în această perioadă și toți cei care rămân eligibili vor avea quantumul crescut cu 210 euro. Din această... Asta este motivația, pentru că au rămas sume neutilizate în cele două programe. Și aici vreau să fac o precizare. Pe lângă acest program Legume Spații Protejate, unde la cererea fermierilor l-am extins de la tomate și am adăugat castraveți, vinete și ardei, anul acesta s-au plătit și se plătesc sprijin cuplat vegetal pentru tomate în câmp 2013 euro pe hectar, pentru castraveți în câmp 3391 de euro pe hectar și pentru legume în spații protejate 4844 de euro pe hectar. Deci astea sunt sume separate față de programul Legume în spații protejate. Tot începând de anul acesta, în măsura 4.1, investiții în fermă, am pus sume dedicate, 100 de milioane pentru construcția de sere și solarii, unde se poate ajunge la o intensitate de sprijin de până la 70% pentru cooperative și 50 de milioane de euro pentru depozitare și procesare. Deci acesta este pachetul complet anul acesta pentru cultivatorii de legume. În fine, tot astăzi am elaborat și am trimis în avizare hotărârea de guvern pentru stabilirea datei până la care se aplică prevederile HG-ului 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor. Practic am extins perioada în care guvernul acordă acest ajutor până la 31 decembrie 2022. Ce înseamnă acest lucru? Sunt sume dedicate celor care fac controlul oficial al producțiilor, asociațiilor și a celor care țin registrele de ameliorare. Sigur că sumele vor fi, suma ca atare va fi stabilită la începutul anului viitor, atunci când se va stabili bugetul. Anul acesta, suma disponibilă a fost de 40 de milioane de lei. Dar până atunci vom finaliza și modul în care s-au cheltuit acești bani, pentru că am spus și data trecută, există un audit privind modul în care s-au cheltuit banii în această perioadă. Audit care merge în paralel cu cercetări făcute de alte instituții privind corectitudinea acelor sume care noi le-am dirijat către asociațiile care fac această activitate. Noi ne dorim ca cât mai puține dintre aceste asociații sau cât mai multe dintre ele să fi lucrat corect, pentru că programul de ameliorare pentru animale este foarte important, cu toții ne dorim ca crescătorii noștri care beneficiază de măsuri de sprijin atât din bani național cât și din bani europeni să aibă produs, să aibă un material genetic valoros de la care să obțină producții importante, astfel încât activitatea să fie rentabilă. Ori prin aceste registre de ameliorare și control oficial al producțiilor
dacă sunt ținute corect, se poate obține acest lucru. Astea sunt subiectele pentru conferința de presă de astăzi, programele pe care le modificăm sau le lansăm și plățile care se fac începând de astăzi și stadiul programului național strategic. Deci, cu alte cuvinte, eu vreau să transmit și pe această cale fermierilor că nu există pericolul ca să nu ia subvențiile. Începând din 18 octombrie, subvențiile vor intra la fel ca și în fiecare an. Există o perioadă de tranziție de 2 ani în care banii pentru plățile directe vor intra. Ca și până acum, tranziția asta înseamnă extinderea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Modificările care le-am făcut, le-am făcut pentru pilonul 2, luând doar o parte din măsurile care s-au derulat și modificând sumele, în așa fel încât să ne pliem pe nevoile și pe prioritățile relevate de analiza SWOT și analiza nevoilor. Acum, colegii mei, colegele mele, o să prezintă programul dedicat zonei montane, pentru că și în programul de tranziție noi am pus sume distincte pentru zonele cu constrângeri naturale, în special aici discutăm de zona montană și zona deltei. Acolo condițiile de producție sunt mult mai grele, producțiile sunt mult mai mici, ca atare și măsurile trebuie să fie niște măsuri speciale. Ori ca să identificăm exact care sunt problemele, de ceva vreme, noi am găsit când am venit acest program în derulare, dar vrem ca rezultatele acestui proiect să ne ofere șansa ca la definitivarea PNS-ului pentru zona montană să știm exact ce sume și care sunt nevoile specifice, chiar locale, pe anumite zone, în așa fel să putem duce programele cât mai la nivelul ierbii. Vă mulțumesc! Bună ziua, vă mulțumesc frumos, mulțumesc domnule ministru, mulțumesc celor prezenți. Trebuie să știți că proiectul nostru, care se numește Consolidarea Capacității Administrative a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, susținută de planificare strategică și un sistem de politici publice bazate pe dovezi, sistematizarea și simplificarea procedurilor de lucru, se adresează atât angajaților din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cât și celor din direcțiile agricole județene și celor de la Agenția Națională a Zonei Montane. Și vreau să vă spun că aproximativ 100 de persoane sunt acum cu noi online. Această conferință este în mod hibrid. Am ales să vorbim despre proiectul nostru astăzi, pe 14 septembrie, pentru că este Ziua Muntelui. Este Ziua Muntelui proclamată în România în 2002 printr-un HG care vorbește atât despre problematica muntelui, cât și despre potențialul extraordinar pe care îl are această zonă. Ziua nu este aleasă întâmplător, s-au bazat cei care au decis acest lucru pe o tradiție, este ziua în care, în mod tradițional, se încheie pășunatul anual. Trebuie să știți că România are cea mai mare parte din al doilea cel mai larg lanț montan din Europa. Munții Carpați au în totalitate 1500 de kilometri, mai lung decât lanțul Carpaților este lanțul munților din nord și 800 de kilometri sunt în România. De aceea, noi am decis, chiar înaintea Organizației Națiunilor Unite, să instituim azi o zi a muntelui. La numai un an, după ce România a stabilit să avem o zi a muntelui, în anul 2003, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a stabilit și ea să existe o zi internațională a muntelui, dovadă și întărire a faptului că zona montană este foarte importantă pentru
omenire. La nivel internațional, 22% din suprafața pământului este zonă montană și 915 milioane de persoane trăiesc acolo. Este vorba de 13% din populația de pe întreg globul. În România, procentul celor care sunt în zona montană este și mai mare. Vorbim despre o treime din suprafața României, 2 milioane de persoane, și vorbim de asemenea de 1350 de specii de plante și animale, dintre care 116 sunt endemice, adică acele specii care trăiesc numai într-o zonă anume. De asemenea, în zona noastră montană se regăsesc 60% dintre urși bruni din Europa. Așadar, avem o sursă de viață, de aer curat, de hrană, avem floră, faună, dar să știți că avem în zona muntelui și o zonă de tradiție extraordinare și o zonă cu mare semnificație istorică. Crucea Caraiman, construită între 1926 și 1928 pentru eroii din Primul Război Mondial, este cea mai mare cruce aflată pe un vârf de munte din România. De asemenea, zona montană ne oferă și posibilitatea dezvoltării unei economii sustenabile. Și treptat vedem că în România se pune din ce în ce mai mult accent pe zona montană și pot să vă spun și faptul că acum la Ministerul Fondurilor Europene s-a dezvoltat fișa care se numește România Velo, care va fi finanțată prin Programul Național de Redresare și Reziliență și care presupune construirea a aproximativ 3.000 de kilometri de trasee cicloturistice în România. Ei, o mare parte din acești 3.000 de kilometri de trasee cicloturistice se regăsesc în zona montană. Deci iată că avem o grămadă de posibilități de a dezvolta economia, turismul în această zonă montană și acesta este și motivul pentru care s-a realizat acest proiect european. Obiectivul general al proiectului vizează întărirea capacității Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de a elabora politici publice. Politici publice bazate pe dovezi pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri, pentru că știm cât de important este mediul de afaceri pentru realizarea unei economii sustenabile. Și de asemenea, vrem să simplificăm procedurile în interacțiunea directă cu cetățenii. Ca obiective specifice, avem extinderea și îmbunătățirea unui sistem de politici publice, sistematizarea legislației, care este un proces destul de greoi, dar foarte important, prin care trebuie neapărat să trecem pentru a putea simplifica procedurile pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni, pentru care dorim să facem modalități de lucru mult mai prietenoase. De asemenea, pentru a interacționa cu cetățenii și cu mediul de afaceri într-un mod optim, avem nevoie și de pregătirea oamenilor care lucrează în instituții. Și aici mă refer la personalul din minister, din direcțiile agricole județene, dar și cel din cadrul Agenției Naționale a Zonei Montane, pe care îi vom pregăti și vom disemina informații despre politicile publice pe care vrem să le facem și în cadrul comunităților locale. Acțiunile principale pe care dorim să le derulăm sunt elaborarea unui pachet de politici publice semnificative pentru zona montană. Avem și mai multe rezultate așteptate în urma unor studii pe care le facem. Eu aș vrea să vă mai spun doar faptul că acest proiect are și o componentă importantă de digitalizare pe care vreau să o scot în evidență. Este vorba despre realizarea unui sistem de videoconferință cu 49 de terminale instalate la sediul Ministerului și la sediile instituțiilor din subordinea Ministerului care se regăsesc în teritoriu, aplicație de smartphone și catalog de produs montan,
care permit identificarea principalelor produse montane legate de activitățile turistice din zonele montane. De asemenea, vom realiza și un portal interactiv prin care se vor putea depune și soluționa online diverse tipuri de solicitări care vizează zona montană. Acum o voi invita la microfon pe colega mea, Loredana Mateiu, care este managerul acestui proiect, să vă prezinte studiile pe care noi le vom realiza în acest proiect, care este cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020 și care are și un număr, se numește POCA 127.012. Te rog, Loredana. Sunt Violeta Vijulie, responsabil comunicare în cadrul proiectului. Până ieri, începând de astăzi, sunt din nou președintele Agenția Națională a Funcționarilor Publici, dar nu am putut să părăsesc proiectul fără să particip la această conferință, pentru că mi se pare un proiect deosebit de important. Te rog, Loredan. Bună ziua! Mulțumim și mulțumim colegei noastre pentru efortul depus în această echipă. Aș vrea să vă prezint pe scurt câteva dintre studiile pe care le realizăm în cadrul pachetului de politici publice. Este vorba despre studiul pentru delimitarea zonelor montane cu constrângeri naturale. În cadrul acestui studiu vom elabora mai multe metodologii care vor contribui la delimitarea zonei montane, la delimitarea masivelor montane, a bazinelor montane, precum și la realizarea unor hărți digitale. În urma realizării acestor documente se vor suprapune datele din ele cu suprafețele reale pentru a rezulta în final un pachet legislativ care să sprijine unitățile administrativ-teritoriale din zona montană. În cadrul acestui pachet mai avem un raport de diagnostic al zonei montane, o strategie integrată de dezvoltare a zonei montane, un plan integrat de implementare a strategiei, raport de evaluare ex ante și un raport de mediu. Toate aceste studii sunt în lucru în acest moment. În cadrul activităților de realizare a studiilor, mai avem angajați și experți pe implementare. Experții care vor realiza o serie de consultări cu actorii din teritoriu, cu instituțiile publice implicate în proiectul nostru, în scopul elaborării și sistematizării unei legislații mult mai eficiente și susținerii mediului de afaceri și a cetățenilor. Așa cum a spus și colega noastră, avem și o componentă de digitalizare, achiziția unui sistem de videoconferință, portal interactiv și o aplicație smartphone unde pot fi urmărite toate produsele din zona montană, inclusiv obiectivele turistice legate de această zonă. O altă activitate este și formarea profesională. Vom organiza cursuri de formare pentru cel puțin 100 dintre angajații Ministerului Agriculturii, Direcțiilor Agricole Județene și Agenției Naționale a Zonei Montane. Valoarea acestui proiect este de 24 de milioane de lei, care aproximativ 4,9 milioane de euro. În urma acestui proiect avem următoarele rezultate așteptate. Elaborarea unui pachet de politici publice în domeniul de competență al Ministerului Agriculturii. Un fond activ al legislației simplificat și sistematizat în domeniul de competență al nostru. Elaborarea de proceduri și reglementări cu incidență asupra mediului de afaceri și a unor proceduri de reducere a birocrației în interacțiunea cu cetățeanul și instituțiile publice, precum și realizarea unui transfer de cunoștințe, așa cum am spus, către colegii noștri din teritoriu, care vor disemina către beneficiare finali UAT-uri și fermierii din zona montană. Cam aceasta a fost prezentarea noastră pe scurt a proiectului. În situația în care aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Mulțumim frumos! Să știți că
Domnul Fedorada. Voiam să vă spun că noi vă stăm la dispoziție și în perioada următoare și vom informa constant presa despre evoluția acestui proiect. Sperăm să fiți alături de noi în diseminarea informațiilor, pentru că toți ne dorim să avem o zonă montană frumoasă, în plină dezvoltare și chiar este foarte important acest proiect. Nu, eu m-am informat asupra numărului de specii, v-am spus aproximativ 1300, dintre care 116 de specii endemice și 60% din populația de urși bruni din Europa. Mulțumim frumos! Așa cum am specificat, este vorba de studiul pentru delimitarea zonelor cu constrângeri naturale. Urmarea realizării acelui studiu va sta la baza Planului Național Strategic. Rezultatele o să le facem publice la momentul în care se vor finaliza studiile, vor fi publice și pe site și vor fi diseminate presei. Mulțumim! Este fain. Cum zici? De preluat. Mai mă duc la...